prima dimensiune urmărea un set de comportamente pe care literatura de specialitate le descria ca fiind relevante pentru învățarea și pentru formarea unei percepții asupra învățării online. Astfel, studenții erau invitați să se gândească la propria experiență de învățare în mediul online și să spună în ce măsură realizau anumite aspecte. Comportamentele le observați în partea stângă. Nu o să le comentez pe fiecare în parte, dar o să atrag atenția asupra a ceea ce depășește media și asupra a ceea ce este sub medie ca răspunsuri. Astfel, observăm că abordarea cadrului didactic pentru consultațiile care în perioada anterioară erau realizate față în față, conform unui orar săptămânal, abordarea cadrului didactic pentru aceste consultații în mediul online nu mai este realizată într-o măsură chiar atât de mare. De asemenea, într-o măsură relativ mică, studenții folosesc camera web în timpul activităților didactice online. Observăm însă că în ceea ce privește luarea în considerare a feedback-ului primit de la cadrele didactice cu privire la temele realizate de către student, studenții declară că într-o relativ mare măsură ei țin cont de acest feedback. Este și firesc, dacă dorim să interpretăm acest rezultat, este și firesc să ia în considerare, poate într-o măsură mai mare, feedback-ul primit de la profesor, deoarece incertitudinea cumva a unei educații în mediul online în care întrebarea nu primește răspuns pe loc, creează această nevoie de feedback într-o mai mare măsură decât în cazul educației față în față. Următorul item se referea la stilul și la modalitatea de a prezenta în cadrul activităților didactice online, iar studentul era invitat să aprecieze, să-și exprime acordul gradual cu afirmațiile din partea stângă. Observăm de asemenea că răspunsurile sunt toate, majoritatea sunt peste medie, dar se reliefează, se evidențiază în mare măsură plăcerea pe care o resimte studentul în fața prezentărilor, în fața prezentărilor și a materialelor bazate pe imagini. De asemenea, se observă la o medie de 3,4 faptul că quizurile sau short task, sarcinile scurte, de rezolvat într-un timp mai scurt, într-o măsură relativă fac plăcere studentului. În ceea ce privește interacțiunea cu cadrul didactic, considerat, repet, mai mult ca o resursă și ca un suport pentru învățarea online, se constată că studenții doresc și le place în mare măsură să primească sugestii clare de la cadrele didactice în ce privește rezolvarea sarcinilor. Dacă facem legătura între acest răspuns care reflectă această poziție și un răspuns anterior al faptului că luau în considerare în mare măsură feedback-ul, cele două ne duc cumva la a ne ridica problema dacă studentul nu are mai mare nevoie de suport din partea profesorului în cadrul activităților didactice online decât înainte. De asemenea, cu o medie de 3,32, îmi place ca profesorul să utilizeze multe aplicații, programe în educația online, deși acest răspuns cumva nu reflectă o majoritate, totuși studenții apreciază utilizarea acestora. De asemenea, următorul item invita studenții să răspundă în ce măsură sunt de acord cu aceste afirmații în contextul actual al susținerii seminarelor și cursurilor online. Media este de 3,17 în total, dar observăm că
Majoritatea consideră că primesc mai multe sarcini și mai multe teme decât de obicei, într-o mai mare măsură. De asemenea, la itemul care afirma că procesul educațional se realizează mai eficient prin forma aceasta de educație online, aceasta este într-o foarte mică măsură considerat de către student. Rămâne încă, deși nu am pus întrebarea direct, rămâne încă acea idee că studenții nu sunt în mare măsură convinși că procesul educațional realizat în mediul online se face mult mai eficient. De asemenea, observăm, dacă legăm partea de percepție a cât mai multor sarcini, a unor teme, mai mult decât de obicei, legăm din nou de nevoia de feedback, de nevoia de a fi ghidați, observăm că, într-o măsură relativă, studentul este de acord cu afirmația că el reușește să învețe autonom sau independent, pentru că învățarea autonomă sau la nivelul acestei dimensiuni, problemele în cercetare se pun sau disputele sunt destul de aprige, ce tip de educație directă sau online stimulează în mai mare măsură autonomia studentului în învățare.